Continuăm emisiunea Adele Buzeanului cu domnul Constantin Ionescu. Vorbim, consilier local PNL. Domnule Ionescu, un proiect foarte interesant, în primul rând pentru copii. Ați hotărât să elaborați acest proiect pentru a le oferi acces gratuit copiilor cu vârsta de până la 16 ani la toate competițiile sportive din oraș. Da? De asemenea, un proiect care îi vizează și pe cei de la clubul sportiv. Legitimați, care da. Și ei ar trebui să aibă acces gratuit. Cum v-ați gândit la un astfel de proiect? De unde a plecat ideea? Ideea a plecat de la un amic care s-a dus cu copilul și avea 10 ani și a trebuit să plătească 10-15 lei la un meci de halon sau cât a fost biletul. Și problema neapărat a persoanei de seama banilor, dar sunt atâția copii care se bucură din punctul meu de vedere. Nu că nu i-ar cumpăra părintele dacă vrea să se ducă, dar probabil că sunt și situații sociale care sunt multe, ai doi copii, te duci, vă dați seama, doi copii înseamnă orice, cu da. Părinți, înseamnă o 30-40 da. De lei să plătești exact. Pentru acces. Dar bucuria aia a copilului că primește ceva gratis e foarte importantă pentru el. În al doilea rând, o serie de competiții, de sporturi care se derulează la sala sporturilor, că vorbim de stadionul Gloria, că e fotbal, că e rugby, care e un sport care cred eu că începe să prindă foarte mult. Din punctul meu de vedere, creează o alternativă. Eram copii și ne jucam pe stradă dimineața până seara sau în curtea școlii, jucam fotbal, pentru că nu aveam altceva de făcut. Acum, dacă nu le creezi copilul o alternativă de mișcare, până la urmă și mișcare înseamnă sănătate, înseamnă o educație, înseamnă pentru profesorii de sport ai descoperi pe copii care se apleacă spre un anumit da. Sport și care au talent și care pot fi descoperiți de o anumită vârstă. Sunt modele acum în sport, că vorbim de tenis, de când cum e Simona Halep, vorbim de handbal, vorbim de tenis de masă, vorbim de fotbal, toți copiii și-au tricouri cu Messi, cu Ronaldo. Când merg pe stadion și vreau să fiu și eu ca nu știu cine, atunci automat îi dezvolți mult mai mult interesul și practic și nu mai stă toată ziua cu ochii în calculator sau la televizor sau în tabletă. Exact, exact. E o inițiativă exact. Lăudabilă asta pentru că vă gândiți la copiii buzoienilor, dar și pentru că le oferiți o alternativă de a avea un interes pentru ceva ce le face bine. Când sunt părinți care merg la stadion, la sala de sport și foarte multe competiții sportive s-au derulat, în special în zona handbalului, nu-l mai apă copil că să nu mai plătească bilet. Știți? Da, da, corect. Întâmplă și zona asta. Dar acum știind că are accesul gratuit și cu obligativitatea ca la intrare să emită un bilet cu locul respectiv, dar de valoare zero, că nu o să stea în picioare sau pe unde o apuca. Din punctul meu de vedere, este o alternativă și creează interes acestor copii. Da, vorbim imediat despre când ar putea intra în vigoare un astfel de proiect, dar avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Tot despre iluminatul public vreau să aduc săptămâna trecută, mai precis o săptămână, deci în seara asta am stat o rudă în spital. Am plecat pe la ora 6 și ceva dimineața de acolo să vin acasă pe Chiriștigii. Am luat un autobuz 8, am coborât aici la bazar. Ei, aleea asta cea mai circulată, unde circulă și toți copiii de la școala 11, și era beznă, beznă, niciun bec. Mă zic, s-o pistin lumina de dimineața așa, noroc cu buticurile alea, ca prințesii, unde, așa, și când pe vicinul lui era lumină. Deci niciun bec, niciun bec, toată aleea. De-abia am buzbuit, am venit acasă să vă spun asta. De când ies acum de la emisiune, că e în zonă, o să văd dacă sunt aprinse becurile sau... Da. Chiar vedeți, asta s-a întâmplat, deci, bine, mâine dimineață, săptămâna. De-abia am înțeles. Plouat, erau și niște bălturi, foarte greu m-am descurcat. Da, eu vă mulțumesc că... Exact, exact, vă mulțumesc că ne-a spus. O seară bună vă doresc. Ca să încheiem subiectul, când depuneți proiectul pe ordinea de zi? Nu, proiectul l-am depus. L-ați depus. L-am când construit, trebuie să fie l-am votat? Depus, în ședința următoare? Urmează a fi supus dezbatere publice conform legii timp de 30 de zile. După această perioadă,
dacă mai sunt propuneri, dacă mai sunt completări la proiectul respectiv, pentru că este un act normativ, va fi introdus pe ordinea de zi a Consiliului Local și va fi supus aprobării consilierilor. Da, și va intra în vigoare imediat după ce el va fi validat și aprobat. Cred că n-ar avea nimeni de ce să nu accepte un astfel de proiect. Da, nu gândim aici politic, ci gândim din punct de vedere al educației copiilor, al generațiilor viitoare, a ceea ce vrem să facem noi și suntem obligați să facem pentru copii. Da, mă bucur că ați avut o astfel de idee, o idee care nici nu urmărește vreun câștig politic, dimpotrivă. V-ați gândit la copii și la ce ar... Știu că iubiți sportul și îl și practicați și știu că v-ați gândit la o viață sănătoasă și pentru absolut copiii buzoienilor. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, Magda. Bună seara, domnul Ionescu. Seara, doamnă. Și mulțumesc mult, îndatoare cu mulțumesc. Sărba. Domnul Ionescu, în primul rând îmi ziceți că se schimbă prețul apei. Păi astăzi am avut apa galbenă și din câte știu, apa este incoloră. Da. Într-adevăr, în ce zonă locuiți? În ce zonă? Căldura, pe timp de iarnă, la ce preț se va ajunge? La acest moment încă nu a fost discutat sau a fost o propunere din partea primăriei privind majorarea prețului la căldură. Nu am cunoștințe și eu sper ca prețul să rămână același pe toată perioada acestei ieri, 2019-2020. Emisiunile anterioare. Și da. Dacă mai avem dreptul la subvenții. Sigur că sunt acele ajutoare de căldură care vor fi acordate, cred că de la 1 noiembrie, din punct de vedere a ordonanței 5, pe acele plafoane de venituri pe care le are fiecare. Spuneți-mi, vă rog, în ce zonă locuiți de ați avut apa galbenă astăzi? Apa galbenă, micro 14, sunt aproape vecină cu dumneavoastră, domnșa. Da, interesant. Știu că au fost avarii în zona Nicolae Bălcescu. Mai bine, din la blocul 28. Bun, vă mulțumesc. Seară bună vă doresc. Seară, doamnă. Știu că au fost avarii, a fost apa întreruptă până la ora 16, probabil că de acolo au apărut problemele. Așa se întâmplă de obicei. Dar dacă apar și alte probleme, o să vă rog să ne spuneți. Revenind la proiecte, îmi spuneați că v-ați gândit și la traficul buzoian. Am văzut că a început școala, deja au apărut și problemele în trafic, mai ales în zona unităților școlare. Ce proiecte aveți din acest punct de vedere? Sigur, ne-am gândit la o serie de soluții de propunem în Consiliul Local în momentul în care va fi supus dezbaterii bugetul pe anul 2020, la care să venim cu o serie de proiecte și studii în prima fază pentru descongestionare, pentru fluența în trafic, pentru că pe zi ce trece numărul mașinilor crește și automat apar acele blocaje și acele probleme în trafic. Acum, din punctul meu de vedere, am mai și spus-o aici la dumneavoastră, una dintre soluții și nodurile foarte aglomerate apare în zona Unirii Nord, hipermarketuri, unde există și traficul și tranzitul pe E85 pentru cei care nu folosesc centura ocolitoare și trec prin oraș. Un proiect ambițios, aș putea spune, la nivelul municipiului Vâzău, a fi acela un pasaj subteran pe sub sensul giratoriu, să dea posibilitatea celor care doar fac tranzit și nu au nicio treabă cu ce înseamnă magazinele din zonă și comerț, să poată să fie evacuat pe dedesubt și să iasă automat. În câți ani ar fi posibil să se întâmple în Buzău așa? Doamnă, e vorba de voință, în primul rând, dar un astfel de proiect nu trebuie să dureze ca și execuție 2 ani de zile. Da, o idee excelentă, numai să fie pusă în practică. O altă soluție de circulație și o reglementare a circulației este zona gării. Zona gării la care eu am lăsat de acum 10 ani un proiect doar să fie implementat, el la acest moment trebuie doar reactualizat din punct de vedere al indicatorilor tehnico-economice. Este vorba de toată intersecția din zona unde se află gara din municipiul Buzău, cu un sens giratoriu, cu spații de parcaj, îmbarcare, debarcare, stații de taxi, îmbarcare, debarcare pentru cei noi care mergem și lăsăm pe cineva sau doar luăm pe cineva ca să nu mai
le lăsăm, persoanele la întâmplare sau pe unde găsim un loc de parcaj, cu tot ceea ce înseamnă dispersia mijlocelor de transport în comun și a stațiilor unde trebuie să amplasate, tocmai pentru ușurința călătorilor care folosesc trenul și o serie de funcțiuni care sunt în această zonă și la care e nevoie de o modernizare și estetică, dar și funcțională al intersecției respective. Bun, deci sunt proiecte pe care le veți depune în perioada următoare. Da, pentru anul următor la construcția bugetului. Avem pe cineva la telefon și îi mulțumesc telespectatorului că a așteptat. Bună seara, sunteți în direct. Să rămâine, doamna Magda. Bună seara. Bună ziua, domnul. Bună seara, vă salut. Domnul Ionescu, ce rugăminte am? Vă rog. Am sesizat tot de la televizor că domnul primar este dornic să creeze niște locuri, niște spații de locuit pentru oameni nevoiași, acestea fiind în spațiul companiei de apă. Eu nu înțeleg de ce compania de apă și-a făcut un spațiu așa de frumos pe Spirul Haret și nu se mută acolo de atâta timp. Nu înțeleg care e cauza. Cred că se așteaptă hotărârea să-i bage acolo și pe Urbis lângă dumneavoastră. Părerea mea personală. Da, asta e, trebuia să vă mutați până acum dacă era tot în regulă. Și încă ceva aș vrea să vă mai spun. În legătură cu Parcul Crâng, că dumneavoastră știu că ați avut multe inițiative. Dacă domnul primar vrea să facă un parc la Buzău, ca cel de la New York, de la Berlin, eu cred că n-are cum să-l facă decât să taie din pădure, să facă alei. Nu? Este Parcul Crâng, e Parcul Crâng, care deocamdată pentru Buzău, eu cred că este suficient, iar dacă vrem să-l facem ca la Berlin, trebuie să taie din pădure, altfel nu se poate altfel. Așa că părerea mea, părerea mea cu Crângul, de exemplu, s-a făcut o alee Căprioara, s-a mai făcut una Mistrețu. Eu știu că s-a înnecat o căprioară în lacul din Crâng, să-i zicem lacul Căprioara și lui ăsta. A, ar fi frumos? Ar fi interesant, da. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție, vă doresc o seară frumoasă. Bună seara! Da, de la, ți-a auzit că mai e o stradă, intrarea Pescărușului, care a devenit intrarea Corbului sau nu știu, tot un fel de... A schimbat păsările. Da, exact, s-au schimbat speciile de păsări. Dar vorbim serios acum, de ce nu v-ați mutat la fostul hotel Crâng până mai acum? Mai sunt, am înțeles, lucrări mărunte de pus la punct, din punct de vedere al ventilației, probabil niște anumite lucruri care mai sunt necesare a fi făcute. Îi așteptați și pe cei de la Urbis? Nu știu și nu hotărăsc eu. Bun, iar cu Parcul Crâng nici nu avem populația Berlinului, nici nu avem condițiile de trai din Berlin. Ăsta a fost și motivul. Un parc ca la Berlin. Ăsta a fost și motivul pentru care în momentul în care municipalitatea a solicitat să preia pădurea Crâng, sigur, la acest moment nu s-a definitivat sau nu a fost finalizată printr-o hotărâre de guvern. Nu se mai știe ce s-a întâmplat, a fost doar o ambiție de moment. Noi am solicitat o dezbatere publică reală, care să spun buzoienii dacă vor să ia pădurea Crâng și ce vor să facă cu ea. O ia să o întrețină, să o protejeze și să rămână zonă sălbatică pentru a putea exista acolo și a exista un plăvând verde la nivelul municipiului Buzău, sau dacă buzoienii spun, așa cum spunea și domnul de mai înainte, vrea să facă un parc la Berlin cu alei, să taie, să facă. Și atunci opinia publică să spună, pentru că din punctul meu de vedere un astfel de subiect și o astfel de temă lansată în spațiu public extrem de importantă, că n-avem 100 de păduri, păduri, da, de Parcul Crâng ca să treci cu vederea, mi s-a părut de bun simț și o chestiune pe care erai obligat să o faci. Nu s-a dorit, a fost, la fel a fost pe repede, pe înainte, hai repede că ducem la guvern, că trebuie să iasă hotărârea de guvern, că lasă, că ce facem, ca la New York, ca la... Nu e așa, că nu stăm acum să votăm aici cum credem noi și după care când ieșim afară o să ne ia lumea la bătaie, că bă, frate, ce ați făcut voi acolo sau ce hotărâți voi acolo, că nu hotărâm să punem un bec de iluminat care ăla trebuie să funcționeze. Ăsta a fost și motivul pentru care am avut atâtea discuții și pentru care eu și colegii mei din PNL am solicitat o serie de lucruri la care nu s-a dorit a fi realizate.
Haideți să vă citesc câteva mesaje. Spune cineva, în ședința Consiliului Local din septembrie a fost aprobat proiectul de hotărâre pentru studiul de fezabilitate pentru amenajarea a 5 locuri de joacă. Unul este în micro 5 la școala numărul 16, ne spune un telespectator referitor la solicitarea domnului de mai devreme, care vrea să fie un loc de joacă acolo, deci se va întâmpla foarte curând, va fi un loc de joacă în micro 5. Îi mulțumesc celui care ne-a trimis informația. S-a reabilitat strada Oltului, spune altcineva, și numai jumătate din trotuar, respectiv până în spatele școlii. Cealaltă jumătate din stradă, și mă refer la trotuare, au rămas neasfaltate. De ce? Noi nu plătim impozite, spune telespectatorul. Am notat și o să sesizez executivul primăriei să vedem exact când finalizează și această porțiune. Da, posibil să fie vreo lucrare acolo programată și să aștepte. Să aștepte până la finalizare ca să poată să finalizeze și asfaltarea. Exact. Domnule Ionescu, vă mulțumesc mult pentru prezență. O să și mai discutăm despre proiectele pe care le aveți, foarte importante pentru Buzău. Spuneam că ar fi tare bine să intre și în execuție, dar poate cel cu accesul la competițiile sportive pentru copii va deveni foarte repede hotărâre și se vor bucura cei care iubesc sportul. Vă mulțumesc. Sigur. Încă o dată. Și eu mulțumesc. Mare plăcere. Salut. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi pentru că urmează jurnalul Campus TV. O seară bună, la revedere!